Orice zi la vapor trebuie să înceapă cu micul dejun. Este foarte cald în sala motoarelor, 42-45 de grade Celsius, și dacă nu mănânci nimic, riști să te ia cu amețeli și nu vrea nimeni să aibă probleme medicale în mijlocul oceanului. Așa că mi-iau un mic dejun corespunzător și după ce îmi strâng masa, pentru că nu-mi place să strângă cineva după mine, continui la întâlnirea de dimineață cu tot echipajul din mașină. Acolo stabilim planul de atac, ce anume vom face în ziua respectivă, iar apoi fiecare își face munca pentru care a fost delegat. Dat fiind faptul că astăzi este sâmbătă când înregistrez acest vlog, astăzi este ziua când trebuie să testez toate alarmele de safety, toate alarmele care țin de siguranța vaporului și mai ales de siguranța echipajului. Așa că o să încep cu a verifica generatorul de avarie mai întâi. O să-i verific bateriile de pornire, în primul rând, pentru că este un generator a cărui pornire se face cu baterii. Nu mai are și pornire pe arc, doar baterii. Două grupuri de baterii, 24V fiecare grup. Și după ce verific bateriile că sunt în regulă, de obicei mă uit și la conexiunile electrice ale bateriei, să fie unse cu vaselină și să fie strânse cum trebuie, apoi pornesc generatorul de avarie. Pentru siguranța tuturor membrilor, verific acest generator în fiecare săptămână, pentru că este absolut vital pentru siguranța noastră în mijlocul mării mai ales. Am postat aici și niște instrucțiuni pentru membrii de echipaj care nu sunt ingineri, de exemplu. Pentru că unii inspectori, dacă sunt mai duri, pot întreba până și pe bucătar cum pornește generatorul de avarie. El, în mod normal, ar trebui să știe dacă prin absurd toți inginerii au o problemă medicală și nu pot ajunge până în sala în care se află generatorul de avarie. Vă dați seama, este absurd așa ceva, dar trebuie să știe. După ce verific nivelul de ulei din generator, verific și apa de răcire, apoi îl pornesc. Aproximativ 10-15 minute în fiecare săptămână. Iar la sfârșit de lună îl verific și sub sarcină, de obicei până în 150 de kW, timp de 30 de minute. Dar acum nu se verifică în sarcină, doar pornirea. Și continui spre bărcile de salvare. Trebuie verificate să vedem că totul este în regulă. Întâi decuplez transformatorul care alimentează bateriile sau se poate scoate și cablul direct din alimentare. Mai întâi verific bateriile de pornire. Sunt două seturi de baterii. Le verific să văd că e în regulă. Fiecare baterie are 12V. Și apoi verific pornirea efectivă. Trebuie să verific și luminile dacă funcționează și trebuie să mă coordonez și cu ofițerul de punte de serviciu dacă poziția geografică indicată în această barcă este cea corespunzătoare cu cea de pe comandă. Dacă e o problemă tehnică aici, nu-mi pornește motorul sau ceva, voi fi nevoit să chem un mecanic. Dar totul a fost în regulă, asta e și ideea, trebuie să verific și presiunea din butelii, de exemplu, din buteliile de aer care sunt aici. Nu pot verifica, de exemplu, instalația de răcire în caz că această barcă ia foc, pentru că funcționează cu apă de mare și după cum vedeți ea stă în aer, nu am cum să o verific. Dar când există posibilitatea de a testa barca de salvare în apă, dacă suntem în ancoră pe undeva și nu este furtună, atunci când se testează motorul în apă, se va testa și instalația de incendiu. Eu testez aici motorul fără răcire, pentru că răcirea se face cu apă de mare,
și nu trebuie prea mult, 10 minute, 15 minute este de ajuns să nu supra-solicităm motorul, pentru că, după cum spuneam, nu are răcire. După ce verific și cârma, o să continui la cealaltă barcă, iar acolo se face fix la fel, sunt două bărci, una pe babord, una pe tribord. Și acum trebuie să facem același lucru pentru barca de pe babord. După ce am verificat și barca de pe babord, continui până pe puntea de comandă, unde trebuie să verific bateriile care alimentează toate dispozitivele de comunicații cu exteriorul, stațiile și așa mai departe, GMDSS, așa se numesc. Pe vaporul ăsta probabil au găsit varianta mai ieftină să aducă celule de baterii de câte 2V fiecare. În total 12 celule, 24V fiecare grup de baterii, sunt două grupuri de baterii. Pe lângă a le verifica voltajul, trebuie să mă uit și la ele așa în general, să văd dacă au structura fizică integră, să nu fie scurgeri de acid sau ceva de genul ăsta. După cum spuneam, sunt pentru alimentarea comunicațiilor și vă dați seama că sunt foarte, foarte importante. Dacă avem vreo problemă, nu mai avem cum să comunicăm cu exteriorul. Ar fi doar telefonul prin satelit al comandantului, dar aia este ultima soluție. Și după ce le verific că nu au scurgeri, sunt unse la garnituri acolo și au voltajul corespunzător, îmi continui treaba pe ziua de azi, nu înainte de a admira puțin natura. Am nimerit o dimineață superbă, după cum se vede. După ce termin cu bateriile, continui drumul spre sala motoarelor, unde încep să verific alarmele pentru toate cele trei generatoare ale vaporului. Sunt alarme de siguranță pe care trebuie să le verific în fiecare sâmbătă, cum ar fi scurgeri de ulei de preungere. Fără preungere o să aibă mari probleme acest generator. Mai verific și dacă temperatura apei de răcire este prea mare și chestiuni de genul ăsta. Sunt în general alarme care vor fi verificate la orice inspecție, iar eu trebuie să fiu sigur că până la următoarea inspecție aceste alarme funcționează și ne anunță pe noi în mașină dacă există o problemă. Apoi trebuie să verific niște alarme la motorul principal. Una din ele ar fi dacă uleiul de preungere are scurgeri și nu își face treaba. În loc să-și facă treaba, să ungă pistoanele, se scurge într-o baie de ulei și această alarmă o verific. După ce termin aici, trebuie să verific și alarmele pentru santină. Sunt mai multe, ba în sala motoarelor, ba în sala în care se află pompele de incendiu și așa mai departe. Trebuie să le verific pe toate. Deja s-a făcut ora 10, am dreptul să-mi iau pauză de cafea. La vapor sunt două pauze de cafea, la ora 10 și la ora 15. Fiecare pauză are 20 de minute. De obicei mă duc în sala în care mâncăm să-mi iau o cafeluță, un ceai, ce avem pe acolo, sau în alte ori se stă în mașină împreună cu ceilalți membri. Dacă bucătarul a hotărât să ne bucure cu o prăjiturică, ceva foarte bine, dacă nu, un biscuite, ce mai avem și noi pe acolo, și stai puțin, te relaxezi. Îmi place să vin în castel aici pentru că este aer condiționat, este mult mai bine decât în mașină. În mașină este foarte cald, chiar și în sala de control a motorului principal este un aer condiționat, dar în castel tot este mai bine, pe acolo deschid oamenii ușile în continuu și este și gălăgie, este și căldură și prefer ca 15-20 de minute să stau în sala de mese, să mă relaxez, puțină liniște și apoi sunt gata de acțiune pentru a-mi continua ziua cu verificarea restului de alarme, pentru că mai am o grămadă. Pauza de cafea s-a încheiat, așa că îmi continui treaba cu a verifica alarmele de santină în sala motoarelor. Aceste alarme se află pe ultima punte din sala motoarelor, deci sub această punte este direct oceanul. Trebuie verificate pentru că atunci când crește nivelul de apă în sala motoarelor trebuie ajuns repede și rezolvată problema, altfel
se scufundă vaporul și vă dați seama că vrem să vedem că este în regulă. Și după ce verific aceste alarme de santină prin diferite locații, continui cu a verifica instalația de incendiu. Și după ce îi anunț pe ofițerul de pe punte de serviciu și inginerul de serviciu din mașină, încep să testez aceste alarme. Desigur, a fost notificat și comandantul și șeful mecanic. Le verific în diferite locații, pe diferite punți, pentru că sunt 120 în total și trebuie să le verific pe toate în 3 luni maxim. Fiind sâmbătă și fiind în mijlocul oceanului, comandantul ne-a permis să facem o mică petrecere la bordul navei. Se mai organizează și petreceri de genul ăsta atunci când sunt provizii, pentru că proviziile sunt limitate și nu poți face petrecere chiar în fiecare weekend, doar la ocazii, dar acum a considerat că este de ajuns ce avem la bord și putem să ne relaxăm și noi puțin. Am dat drumul la lumini să fie așa ca o mică discotecă. Filipinezii sunt obsedați de karaoke, așa că le-am montat sistemul aici, l-am verificat că este în regulă și sunt fericiți și au și comandat niște melodii noi ca să cânte acolo. Desigur, nu este nicio voce a României pe aici, sunt oameni obișnuiți cu voci obișnuite, dar este vorba de a socializa între noi. Nu e vorba că are cineva voce și acum trebuie admirat. Mai gustăm și noi ceva, un suculeț, avem și bucătarul care ne face un grătar așa micuț. Și ce resurse mai avem, un crevete, o măslină, ce se poate organiza, cât să ne simțim și noi bine, pentru că la vapor nu sunt condiții de 5 stele în ceea ce privește mâncarea, dar trebuie să ne adaptăm cu ce avem, pentru că dacă te plângi, nu se schimbă nimic. Așa că încerci să te simți bine cu ce ai, iar eu sunt de foarte mult timp pe mare și m-am obișnuit cu condițiile astea. Este ok, vă dați seama, decât să stai trist în cabină, mai bine socializezi cu oamenii. Aici este un echipaj mixt, avem și filipinezi și indieni și am avut un cadet din Sri Lanka, doi chinezi, doi români și trei ruși. Deci vă dați seama, varietate maximă la bordul navei, așa că a trebuit să ne adaptăm. Ospătarul ne-a făcut și niște gogoșele cu ciocolată, cu Nutella. Astea sunt condițiile și consider că sunt decente. La unele vapoare nici măcar nu ți se dă mâncare. La noi se fac și petrecere, așa că este mult mai bine decât vă puteți imagina. Și după gogoșelele alea pline de ciocolată, merge și puțină sală, ca să mai reducem din greutate. Asta e. Oricum în mașină este foarte cald și prin transpirație slăbesc destul de mult. Numai bine că s-a oprit și ploaia afară și am putut să joc și 5 minute de basket. Și cam așa se desfășoară o sâmbătă în mijlocul oceanului. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mă susțineți, nu uitați să dați un like și poate vreți și un subscribe să vedeți ce postez în continuare. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Zi bună tuturor!